Salutare dragi prieteni și bine ați revenit la un nou episod Marca Winner Toți, un podcast dragilor unde încerc și pe cuvânt de onoare că reușesc să vă duc în fața microfoanelor oameni cu o mentalitate în primul rând de învingători, dar cu o mentalitate care merită să fie transpusă la cât mai multă lume, să ajungă la cât mai mulți ascultători și bineînțeles să puteți învăța cât mai multe aspecte benefice din, acest, din această serie de podcasturi. În această zi, mă simt onorat și mândru să vă spun că am un invitat care nu este în premieră la Masa Winner Toți, un prim episod care a creat multe polemici și discuții și sunt ferm convins în urma feedback-ului vostru că ați avut ce să învățați. Dar în această zi minunată l-avem invitat pe Robert Florea pentru a doua oară la Masa Winner Toți și o să înceapă acest podcast, dragilor, cu rugămintea de al lui Robert să lămurim câteva aspecte în legătură cu primul podcast pe care l-ați vizionat Pentru că ne-am dat seama ulterior oprind camera că au fost unele aspecte pe care le-am omis Și dorim să transmităm acest aspect primordial după care să înceapă bineînțeles tot ce va reprezenta această parte a doua Te salut Robert și îți mulțumesc încă o dată pentru faptul că ai acceptat să faci parte la acest podcast Te salut Igor, îți mulțumesc că m-ai invitat din nou Uh, am văzut feedback-ul celorlalți oameni și mi s-a părut excepțional pentru că foarte rar când vine vorba de discuții de genul ăsta, feedback-ul este majoritar pozitiv. Uh, și cu ocazia asta le mulțumesc și urmăritorilor noștri. Mulțumim. Și după cum ai spus, aș vrea să fac o mențiune înainte să trecem la discuția propriu-zisă, referitoare la un subiect pe care l-am abordat data trecută, mai exact uh, când a fost vorba despre susținerea pe care am primit-o. Uh, după cum ai văzut foarte bine la competiție, au fost foarte mulți oameni în spatele meu, printre care prietenii, familia și uh, susținătorii, followerii în general. Dar o chestie pe care am menționat-o eu uh, a fost fundamental greșită, mai exact când am spus că nu am avut parte de susținerea oamenilor când am participat la Natural Olympia. Acolo, într-adevăr, am avut o susținere care face atât de mulți parte din mine încât nici măcar n-am... Conceput că e posibil să nu fie alături de mine, și mi-am dat seama că am făcut o greșeală foarte gravă. Uh, mai exact, într-adevăr, am avut parte de toată susținerea din lume, din partea unei singure persoane care a fost alături de mine și atunci, mai exact, din partea iubitei mele, Ruxandra. Te salutăm, Ruxandra! Și, <laughs> și mi-am dorit să clarific acest lucru, nu pentru că au fost discuții, ci pentru că mi-am dat seama că nu este corect pentru că am tratat susținerea ei ca fiind ceva uh, necondiționat, desigur. Sper că oamenii care ne urmăresc vor înțelege acest lucru. Da, cam asta este tot ce voiam să clarific referitor la podcastul trecut. Cu siguranță, cu siguranță, Robert, um, va fi transmis mesajul și oamenii vor avea ce să învețe din acest aspect. Um, acum, spunem te rog, din suflet, Robert, mergând tot pe baza feedback-ului după primul podcast, cum mai? perceput, feedback-ul oamenilor raportat la duritatea poate afirmațiilor pe care le-ai avut în podcastul anterior sau povestea în sine raportată la trecutul tău. Adică au fost oameni care au zis, mă Robert, povestea ta cu adevărat mă inspiră să pot să urmez cal, calea asta de Mister Olympia Natural? Sau au fost oameni care au zis, bă, ce culturist ăsta de fapt natural? Au existat oare polemici de genul ăsta reflectate asupra ta? Acum, Problema e în felul următor, mulți oameni în momentul în care mi-ascultă povestea se vor gândi, a, poate exagerează, sau poate înflorește, sau... Adică nu întotdeauna oamenii vor lua tot ceea ce zic ca fiind 100% adevărat pentru că au tendința să fie sceptici, uh -huh. știi? Și eu până la urmă nici măcar nu mi-am spus toată povestea. Povestea mea, per total, din copilărie și prin ce frustrări am trecut și prin simplu fapt că oamenii nu au avut încredere în mine și prin faptul că mi-am ales eu drumul ăsta și am ales să fiu 100% corect față de această federație și să, să mă uit până și la suplimente dacă sunt 100% ok, dacă toate ingredientele sunt acceptate de OADA, dacă am ajuns să mă uit la fiecare prior pe care l-am testat, dacă cumva conține DMA, derivate de amfetamină care sunt deseori folosite în anumite prior cauturi, adică că am ales eu drumul ăsta și am exagerat într-o oarecare măsură, am ales să fiu cel mai corect, deși nu sunt cel mai corect, așa vreau eu să văd lucrurile, Oamenii automat vor fi sceptici și se vor gândi, bă, sigur exagerează, sigur minte, sigur nu e chiar așa. Dar ce pot să-ți spun acum și pot să spun asta oricui și pot să fac asta și față în față cu un detector de minciuni, e că la final de zi, eu știu că timp de 15 ani de când practic acest sport, am fost 100% curat. Că folosesc cuvântul curat Asta nu înseamnă că privesc oamenii care folosesc substanțe ca fiind inferior sau răi sau chestii de genul ăsta. Dar eu știu că drumul meu a fost pur din punctul ăsta de vedere. Și nu poate nimeni să vină dată să-mi spună, a, ah, că l-am văzut, l -am văzut pe Robert că a folosit. <laughs> nu există oameni, nici măcar din apropiații mei, nici măcar dintre, dintre oamenii care m-au văzut în săli, dintre oamenii care mă vedeau în vestiar. Nu poate să zică nimeni niciodată treaba asta. Și cu asta mă mândresc eu, că am ales să fiu 100% curat din punctul ăsta de vedere, pentru că până la urmă ăsta e drumul meu, adică asta am ales să fac. Și că există foarte mult hate în social media, da, hate va exista întotdeauna. Acum în funcție de ce stare am eu și în funcție de cum, cum mă simt în momentul respectiv, poate că voi primi hate-ul respectiv mai bine sau mai rău, asta e altceva. Dar certe că am ales drumul ăsta și în momentul în care voi decide să nu mai calc pe acest drum, va aștept toată lumea. Pentru că nu sunt genul care să, să tacă din gură când vine vorba de așa ceva. Dacă voi alege să schimb drumul respectiv, o voi spune. Pur și simplu. Wow, wow. Um, îți spun că se poate de sincer. Această perspectivă raportată la a nu fi curat, că un termen colocvial pe care să-l putem folosi foarte ușor, uh, cred că foarte multă lume, în prima fază, exact cum ai spus tu, a perceput ca, că ești ușor ipocrit în momentul când aveai astfel de rezultate și oamenii credeau că de fapt nu există naturalețea cu adevărată, știi? Și acum, hate-ul ăsta, Robert, aș vrea să-ți ofer o perspectivă. Contează că vine sau contează mai mult din partea cui vine? Pentru că, știi, ne raportăm la faptul că nu poți accepta părerea unei persoane la care nu-i cer sfatul, da? Și atunci, în general, hate-ul pe care tu l-ai primit au fost din unii oameni care comparau aspectul unui, unei persoane care au folosit adjuvante mai mult timp cu aspectul tău și ziceau, bă, tu nu arăți ca un BB Pro sau aspecte de genul ăsta? Păi, partea fascinantă e că mulți dintre oamenii care comentează sau mulți dintre oamenii care uh, aruncă cu hate către mine, nu au făcut ceea ce am făcut eu sau dacă au făcut, nu au făcut uh, cât am făcut eu asta, pentru că în primul rând mă antrenez de 15 ani și să vezi pe cineva care se antrenează de 15 ani pentru prima dată la 5% body fat, într-adevăr neavând 100 de kilograme, adică să fim serios, eu când urc pe scenă am undeva la 75-77 de kilograme, depinde, știi? Dar într-adevăr, eu când urc pe scenă sunt cel mai probabil, de fapt din ultimele competiții am fost întotdeauna cel mai condiționat. 100%. Și în momentul în care vezi pe cineva care are atâta masă musculară și are și procentajul de grăsime foarte mic, Uh, ori poți să o duci în extrema în care A, ăsta 100% nu e natural Pentru că pare nenatural adică e, am, am condiționarea la nivel de iBB Pro Și nu folosesc ce folosesc iBB Pro Dar pe de altă parte Sunt comparat cu un iBB Pro Din punctul de vedere al masii musculare da. Și să zicem că o să postez vreodată Un fizic uh, update Și vor fi 20 de persoane care vor spune Ăsta e 100% dopat Și 20 de persoane care vor spune Mamă ce mic e ăsta, nici măcar nu se compară Cu Andrei Deiu sau cu sau cu alții ai BB Pro Și e fascinantă dualitatea asta Adică să primești hate și din perspectiva aia și din perspectiva cealaltă E dublu frustrant Pentru că unii nu cred că poți să faci ceea ce fac eu natural Și alții consideră că nu este suficient Și te afli <laughs> exact. între, între ciocan și nicovală Acum că într-adevăr nu țin cont de hate-ul care uh, vine pe TikTok Sau că îmi spune cineva random Bă, n-arăz mă bine, știi, chestii de genul ăsta Uneori mai pun la suflet, alteori nu pun. După cum spuneam, depinde de starea mea. La final de zi, ei trebuie să realizeze o chestie care este foarte, foarte importantă. Eu, în momentul în care ne raportăm la corpul meu și ne gândim, mă, Robert este natural 100%. Ok? Asta înseamnă că eu pot să realizez ceea ce face Robert, nu e așa? Și asta este chestia stupidă, pentru că ei se uită la mine și se gândesc. A, ah, păi dacă Robert a făcut asta pot și eu, dar exact. trebuie să muncesc cât Robert. Dar sunt și alți oameni care zic, ăsta e 100% dopat, dar de fapt ei nu se gândesc că bă, e cel mai ușor să ajungi ca mine. Trebuie să faci ce am făcut eu într-adevăr și cât am făcut eu, dar în momentul în care te raportezi la omul de rând care vrea să arate bine, îi este mult mai ușor să arate ca mine decât să arate ca Andrei Deiu, pentru că nu mulți oameni vor fi dispuși să folosească ce folosește el, pentru că știi că e stigma, sunt foarte multe probleme acolo. Plus că nu oricine este dispus să-și sacrifice, să -și sacrifice sănătatea și pentru asta merită tot, tot respectul. N-a zis niciodată că nu merită oamenii respectiv respect, sub nicio formă, pentru că au ales un drum și ei, dar drumurile noastre nu se intersectează sub nicio formă și ei ca ai BB prost vor primi alte comentarii, vor primi hate ca, ca ai fondusită. A, că, că nu puteai să faci asta natural. Și e normal că nu puteau să facă asta natural, dar asta este natura umană, e efectiv natura umană în sensul că ei încearcă să te coboare, chiar dacă tu. Și când ești cel mai aproape de ei, din punctul de vedere al uh, contextului, ei tot vor încerca să îți găsească un nod în papură sau tot vor, îngăsi, vor găsi ceva rău în ceea ce faci. Chiar dacă până la urmă eu, în afara faptului că am corpul pe care l-am și l-am dobândit în mod natural, eu până la urmă încerc să-i ajut să facă asta. Știi? Pentru că poate o să discutăm despre asta puțin mai târziu, despre frustrarea care m-a făcut pe mine să ajung în stadiul în care am ajuns să vreau să produc conținut. Asta voiam și eu să insist pe treaba asta, Robert, pentru că fac referire. Am văzut că recent ai avut un, un videoclip explicativ educativ, uh, raportat la hipertrofie, da? care a avut o audiență și o vizibilitate foarte bună. Drept urmare, deși felicit pentru contentul pe care îl faci, acum uh, să insiști practic, Robert, nu știu dacă insist, e terminul potrivit, dar să-ți raportezi munca și să o explici în felul ăsta educativ. Raportat la cum ai spus și tu, omul de rând care este natural și știe că Robert e natural, pentru că sunt absolut convins că mare parte din audiența ta sunt oameni, uh, sunt persoane naturale, da, din punct de vedere al substanțelor, și atunci, frustrarea asta, cum o putem defini, Robert, în a susține un content cât mai educativ, cât mai ușor de asimilat, din punctul meu de vedere, cât mai ușor de pus în practică decât de audiența care te urmărește și în același timp explicându-le că mă, nu e suficient să faci asta șase luni sau un an, că de fapt aici e frustrarea, care e cu adevărat, Robert, motivația care te pige de la spate să oferi în continuare astfel de content în contextul în care cu siguranță poți vorbi despre o grămadă de alte subiecte? Păi, în momentul în care m-am uh, apucat de treaba asta, undeva prin 2019, uh -huh. Mă gândeam că mi-aș fi dorit din tornarea ce și-ar fi dorit absolut oricine care calcă pentru prima dată în sala de fitness. Să știu măcar 5% din ceea ce știu, să fi știut 5% din ceea ce știu astăzi. Și mi-am propus în momentul ăla să le ofer oamenilor acea informație. Că vor ei să o asculte, că nu vor, asta este problema lor. Dar mi-am propus să nu mai fie un copil um, cu un potențial imens și câți oameni nu există și la noi în țară efectiv la nivel global cu un potențial imens, cu un genetic excepțional, care se pierd pe parcurs pentru că nu au cunoștințele necesare. Și mi-am dorit să nu treacă un astfel de copil sau un astfel de om prin aceeași chestii prin care am trecut și eu, pentru că sunt conștient că dacă aș fi știut lucrurile alea, aș fi putut să ajung poate campion mondial la 21 de ani. Și am câțiva copii care sunt excepționali din punct de vedere genetic și știu foarte bine că le-am spus treaba asta și îi ajut tocmai pentru că îmi doresc să-i văd la 100% și așa voi realiza și eu cât de capabil sunt ca antrenor și cât de capabil sunt ei ca sportivi având un genetic excepțional și un potențial excepțional. Și asta a fost perspectiva în întotdeauna, pentru că mereu au venit oameni la mine și au zis, mamă, l-ai văzut pe băiatul ăla, ai văzut ce genetic are, are ce potențial are. Și întotdeauna mă gândeam, mă, e adevărat, dar va reuși oare să ducă totul până la capăt? Că acolo e problema, nu mulți reușesc să facă treaba asta, sunt atât de mulți copii excepționali, dar, Na. Și referitor la frustrarea propriu-zisă, bun, deci asta a fost frustrarea mea de la început. Acum ce mă frustrează pe mine, raportat la conținutul pe care îl fac, e că oamenii încă au senzația că eu doar, nu doar, e impropriu spus, e exagerat, că eu îmi doresc să câștig pe tema acestui aspect, că fac conținut ca să câștig, ca să monetizez. Acum nu mă înțelegeți greșit. În momentul în care vine cineva la voi și este YouTuber sau TikToker sau orice creator de conținut și vă spune: băi, eu n-am de câștigat nimic din asta." Roșială. Vă minte în față și este trist și o, o ipocrizie majoră, pentru că cine nu recunoaște că are de câștigat din asta, vă minte în față și nu ar trebui să aveți încredere în el din start. Nu există om în industria asta care să n-aibă de câștigat, că sunt oameni care spun adevărul. "Da, am de câștigat. Am de câștigat că primesc bani din ad pe YouTube." Am de câștigat că mă văd mai mulți oameni și automat că mă văd mai mulți oameni îmi cumpără mai mulți oameni produsele. Asta e adevărat. Dar oamenii în primul rând cumpără produsele mele pentru că sunt buni. Nu pentru că mă văd. Și atât. Exact. Că dacă aș fi fost vai de capul meu n-ar fi cumpărat nimeni. Sau ar fi spus oamenii am lucrat cu RF Kinetics. N-am fost impresionat. Sau mi-a dat planuri alimentare la mișto. Sau mi-a gestionat problema la mișto. Nu cred. Eu cel puțin așa știu în momentul de față că nu prea există oameni care să spună asta despre mine. Știu că pare că mă ridic oarecum în slăvi. De ce? De ce crezi asta, Robert Iardă? Pentru că oamenii nu vor putea să cerceteze asta punctual, nu vor putea să vadă asta cu adevărat că este 100%, asta, asta așa cum spun eu, știi? Și asta până la urmă e valabilă pentru orice voi spune. Cât de mulți oameni pot verifica dacă eu chiar am clienți care nu sunt mulțumiți de mine. Exact poate vor apărea prin comentarii, cine știe, vom vedea cândva. Dar dacă ne uităm la alți oameni din nefericire, din industrie, persoanele care le-au fost clienți au fost foarte vocale. Știi? Bine, am deviat puțin într-adevăr, cum îmi place mie să deviez foarte mult, dar... Nu uh, tot pe tema, e pe tema. S-a înțeles ideea. Um, cam, asta, cam asta este referitor la frustrările mele inițiale și la frustrările mele actuale, adică o, sunt frustrat că oamenii nu înțeleg eu Chiar vreau să le ofer informație de calitate Că am și eu de câștigat, e adevărat Dar primul, primul motiv este că Principalul motiv este că vreau să le ofer informația de calitate Ca să nu treacă prin ce am trecut eu Că vor crede asta Ușor paradoxal, Robert, o întrebare aici Crezi că <coughs> Dacă ei în sine lor nu ar conștientiza Sau nu ar crede cu tărie că tu ai ceva de câștigat din asta Da? Deci luăm prezunția în care, bă, Robert face content pentru lui Pentru că și el are de câștigat din asta Acum dacă Robert ar face acest content gratuit și el nu ar avea de câștigat din asta, eu, ca și utilizator, oare aș mai avea aceeași interes să urmăresc pe Robert? Asta e cu bolta, așa, cu efect. N-aș ști să-ți răspund punctual în sensul că, într-adevăr, aș fi puțin sceptic că adică, mă gândesc acum dacă aș fi eu clientul, aș fi eu omul. Da. Dar în același timp, dacă aș putea să verific ceea ce spune el, Robert, e ciudat să vorbim la persoană. Așa? Pentru că toate chestiile pe care le spun eu în general pe YouTube, și vă, vă provoc efectiv, uitați-vă la toate videourile mele de pe YouTube, nu la videourile în sine, uitați-vă în descrieri. Și dacă voi găsiți o temă educativă în care nu prezint niște citații, niște studii și nu mă bazez pe ceva anume, chiar dacă eu aș putea pur și simplu să, să încep de mâine să postez content și să, să zic, bă, nu vă mai dau nicio citație. Eu sunt master trainer Isa, eu sunt kinetoterapeut, eu sunt antrenor, sunt campion, de ce să vă dau eu citații? Azi. Zic ce vreau eu, știi? Că Mr. olimpic. Asta este părerea mea. Dar eu nu vreau să fac asta. Vreau ca tot ceea ce fac să fie cuantificabil, cât să poate să zică un om, bă, cred că ai interpretat asta puțin greșit. Și acolo ar putea fi adevărat, pentru că a interpreta un studiu poate fi și subiectiv. Știi? Da, da. Dar la final de zi Că protocolul X versus protocolul Y Unde X e mai bun pentru hipertrofie Și Y e mai bun pentru forță Acolo nu prea mai ai ce interpreta Că se vede pe graficul ăla Adică oricine știe, știe să citească un studiu Își dă seama că nu prea ai cum să interpretezi asta Că există oameni care fac cherry picking Că poate și eu ocazional fac cherry picking Acum depinde ce înțelegi prin asta Că depinde cum faci research-ul Că dacă eu caut să-mi confirm o ipoteză mm -hmm. Într-adevăr caut prima dată să o confirm dar mulți nu știu că eu caut și cum ar putea fi infirmată ipoteza respectivă. Okay. Și dacă ipoteza respectivă poate fi infirmată, atunci încep să spun ar putea fi benefic. Sau poate fi benefic în contextul ăsta. Sau, vedeți, asta e nuanța X, asta e nuanța Y. Și acum, întorcându-mă la ceea ce m-ai întrebat, dacă tot ceea ce spun eu este verificabil da. și poate fi confirmat și infirmat la un moment dat devine irrelevant că eu am de câștigat sau nu. Pentru că tu poți verifica informația pe care o dau și poți spune, da mai e corect, asta înseamnă că ceea ce spui este bine în general. Știi? Ok. Acum, raportat la genul acesta, Robert, de content susținut pe studii și susținut pe studii care sunt bine citite, pentru că avem și poteza studiilor în care sunt prezentate, dar nu sunt citate bine, nu sunt citite bine de foarte mulți colegi de industrie, pot numi de ai noștri, Uh, am văzut foarte des, Robert, în social media și cu siguranță și tu, persoane care se exprimă exact uh, cum ai afirmat tu mai devreme, în sensul în care, bă, asta funcționează așa pentru că spun eu și datorită statutului meu un culturist sau datorită faptului că eu sunt mai mare și mai shredded și mai definit, informația asta trebuie să fie 100% validă. Eu personal am observat persoane care iau argumentul de a bunului doar pentru că persoana aia ar arată într-un anumit fel. Huh. Păi... Și acum, care e perspectiva care creează credibilitate mai mare? Un om, bineînțeles, care îți raportează toate studiile la rând și îți explică perspectiva din punct de vedere la cercetărilor, da? Și persoana care vine și zice, bă, uitați-vă la mine cum arăt, voi nu vedeți că Robert Flores ăsta e jumătate cât mine? Apartenența la uh, a crede, eu cred că oarecum este împărțită spre rușinea noastră. Păi, e împărțită deoarece oamenii se vor raporta în funcție de ceea ce știu ei. Cu cât un om este mai citit, dacă eu sunt cel science-based, cu atât o să tindă mai degrabă către mine. Sau cu okay. cât un om este mai sceptic, okay. tot o să tindă către mine. Și am observat că oamenii needucați, oamenii care refuză să caute o informație, refuză să optimizeze, refuză să se raporteze la ceva obiectiv, și caută calea cea mai simplă, gen mă antrenez ca Bamstead vreau să o să ajung sigur ca Bumstead, sau mă antrenez ca un alt bodybuilder care e mult mai mare decât mine și o să ajung ca bodybuilderul respectiv, dar mulți uită că ei nu sunt Arnold, ei nu sunt Bamstead Asta e o problemă. A doua problemă este uh, referitoare la faptul că Automat noi vom căuta scurtături, vom căuta low effort, știi? Ce e mai simplu? Să mă iau după el sau să stau eu să caut acum studii, să citesc. Păi, da, fraților, dar până la urmă, tu în momentul în care apelezi la cel mai bun antrenor de pe planetă, tu nu plătești antrenorul respectiv neapărat pentru servicii și atât. Tu îl plătești nu știu câte mii de euro pentru că are X experiență, are X studii, are X argumente pe care deja le-a făcut. Adică, din nou, oamenii se gândesc că trebuie să fie mai simplu de atât. modul când în sală, trag de gantre să a rezolvat problema. Dacă asta face băiatul ăla și arată mai bine decât Robert, să ne e bine. Dar mulți nu se gândesc la partea asta de cât de mulți oameni sunt enhanced și nu au nici cea mai facă idee ce spun. Deci, nu, efectiv, mi se pare atât de ipocrită industria din punctul ăsta de vedere și nu mă refer acum la oamenii care vorbesc ci la oamenii care vorbesc, doamne, la antrenori. Da, da Pentru nu? că nu e vina lor. Că fiecare va încerca să-și câștige pâinea oferind informația din perspectiva lor. Că ei se bazează după experiență, asta e problema lor. Că unii se mai bazează pe știință, acolo e mai bine. Adică tu, tu ce vei alege? Cineva care e mai mare? Sau cineva care îți aduce argumentul obiectiv și poate este și mare? Știi? Te vei duce către al doilea. Dar acum se creează această discrepanță între persoana care e mai mare și persoana care aduce argumentul obiectiv. Eu asta am observat, ca să concluzionez cu această, această discuție, că cel care are tendința să se exprime mai sălbatic, ca să fiu delicat, are tendința să se ia după ăla mai mare. Și cel care e mai delicat în exprimare și care demonstrează o inteligență, eu nu, nu vreau să jignesc pe nimeni, că, până la urmă, nu ne-am născut toți evident. cunoscătorii în nutriție, în bodybuilding și nu trebuie să ne naștem cunoscători. Dar asta este observația pe care am tras-o. Cu cât este persoana mai citită, cu atât are tendința să fie de acord cu mine. Acum poate fi ceva ce greșesc eu, dar asta e o observație până la urmă, ceva subiectiv. Și mai e o problemă. Are legătură tot cu acest, cu acest subiect, dar mă voi duce în altă arie, mă voi duce Te rog. în Best. science-based. Mulți nu știu care este piramida fundamentării științifice. Cu ocazia asta facem puțin conținut educativ. Te rog. Mai, mai obiectiv. Ei bine, în această piramidă la baza ei se află opinia experților. Opinia experților, deși nu este irelevantă, este într-o cantitate foarte mare. Există foarte multe opinii de experți: medici, oameni de știință, experți în biomecanică, antrenori. Deși opinia lor este relevantă, mai sus se află anumite tipuri de studii. Că sunt studiile diferite în, de, în funcție de procedură. Într-adevăr, pot fi mai puternice sau mai slabe din punct de vedere argumentativ. De exemplu, o cohortă bazată pe uh, chestionare poate fi făcută pe 6 milioane de persoane. Okay. Poate fi relevantă, dar nu putem să facem un studiu de cauzalitate acolo. Să spunem că aia a fost cauza dacă noi am, uh, am făcut niște chestionare și s-a observat că din alea 6 milioane, peste jumătate uh, s-au inclus pe partea de ipoteză. Uh, uh -huh. uh, ai înțeles ideea? Da, da. da. Așa. E. În momentul în care se reduce numărul subiectilor și studiul devine mai bine controlat, de exemplu când ne ducem către randomized control trials, uh, având un număr de poate 30 de subiecti, dar la cei 30 de subiecti știm câte kilocalorii mănâncă, ce mănâncă, uh, câtă proteină, știm majoritatea aspectelor vieții, îi întrebăm și de sănătatea mentală, îi întrebăm și de jobul pe care îl au. Deci cu cât au mai mult control oamenii de știință, cu atât argumentul respectiv, din punct de vedere științific, este mai puternic. Eficient. Și deasupra... Uh, randomized control trials intrăm în review-uri sistematice și în meta-analize în momentul în care am intrat deja în meta-analize și în review-uri sistematice vorbim despre o cantitate imensă de informație care este compactată într-o singură ipoteză și automat dacă ai atâta masă de informație și este compactată în ipoteza respectivă din punct de vedere argumentativ ea este supremă, deci diferitele tipuri de meta-analize sunt cea mai puternică formă de informație și ce mulți nu înțeleg, și asta chiar mă frustrează, este foarte deranjant că oamenii nu înțeleg asta, medicii și specialiștii interpretează după perspectiva lor o meta-analiză. Ok. Ok? Ok. Dar mulți uită că toată materia pe care au făcut-o specialiștii pentru medicină, pentru școlile de antrenori, pentru absolut orice, este bazată pe studii. Adică ei poate citesc cartea, dar nu mulți se uită la final la referințe. Bă, pe ce se bazează cartea asta? Și în referințele respective vei găsi tone de studii. Și apoi te întorci din nou la baza piramidei și îți dai seama că oamenii aceia care sunt specialiști își oferă opinia, poate obiectivă, poate subiectivă, bazată pe ceea ce au învățat, dar și ceea ce au învățat ei, este bazat pe studii. Și automat, întotdeauna, întotdeauna poate să vină cineva să strântească studiul pe masă și să zică ai greșit ceea ce ai spus, pentru că studiul ăsta spune asta. Și dacă studiul este foarte bine făcut, poți să fii tu cel mai mare specialist de pe planetă, că te înșeli. Andrew Huberman se înșală, Lane Norton se înșală, toată lumea, eu mă înșel, toată lumea se înșală uneori. Pentru că interpretarea poate fi subiectivă asupra unui aspect care este deja cuantificat obiectiv, este deja negru pe alb. Că într-adevăr se schimbă încet, încet știința de-a lungul anilor, e, unele lucruri se schimbă, e adevărat. Dar s-a schimbat cumva vreodată aspectul referitor la termodinamică? Calori in calories vs. versus Caloriile sunt supreme când vine vorba de slăbit și îngreșat, nu? Că s-a schimbat prin perspectiva asupra îndulcitorilor artificial? Da, asta e adevărat. Dar am trecut de la studii pe șoricei la studii pe ființe umane. Și sunt multe lucruri care s-au schimbat nu pentru că nu au fost studiate bine, ci pentru că inițial nu își permiteau să facă studiile alea pe ființe umane. Întotdeauna se începe în laborator in vitro și in vivo, adică pe, uh, pe lamelă, pe țesut viu sau pe țesut mort, okay? respectiv se duc către studiile pe animale și încet, încet se duc către studiile pe oameni. Și abia când au început să facă studiile pe oameni, argumentul devine solid. În din nou, sper că nu m-am complicat foarte mult și că a fost clar, dar ce vreau eu să subliniez aici este că opinia specialistului nu este chiar atât de supremă cum cred oamenii. Adică un medic pe internet nu poate să zică, băie e ca mine întotdeauna. Sunt multe aspecte ce țin de medicină și de nutriție care pot fi infirmate în funcție de context. Ok. Ok. <coughs> raportându ne Robert, tot pe, tot pe această temă, o ultimă întrebare, te rog, în raport cu părerea experților. Mi-ai spus mai devreme că până și opinia speciali speciali specialiștilor poate să fie una deformată sau celor mai mari specialiști poate să nu fie una conformă cu Contextul potrivit. Acum, interpretarea subiectivă, Roberta, a unei perspective și a unei, unei afirmații obiective, crezi că depinde de modul în care vrei să-ți vinzi produsul sau depinde de ce ai acumulat până în punctul respectiv și automat îți schimbă tot fundamentul văzut până atunci? Pentru că e discutabil aici. E discutabil din perspectiva uh, exact pe care ai expus-o. Adică dacă vreau să vând ceva... Uh -huh. Cel mai probabil o să găsesc o metodă de a vinde acel ceva. Dar sunt dispus să-mi vând principiile pentru a vinde acel ceva? Asta e întrebarea. Asta e, asta e problema, nici măcar nu mai devine o întrebare. Că mulți sunt dispuși să vândă planuri alimentare versus puțini care sunt dispuși să învețe oamenii cum să mănânce. Exact. că mi-ar fi mult mai ușor să vând planuri alimentare. Dar în același timp, de ce nu există niciun plan alimentar conceput de Robert Flore? Pentru că mi-am dorit să învăț ceva ce le va folosi pe viață, nu să vând ceva. Într-adevăr, că am de câștigat învățându-i cum să mănânce, că am un ghid de nutriție, eu sunt de părere că faptul că au cumpărat un ghid acum și au dat poate 400 de lei, o să-i ajute mult mai mult pe termen lung, pentru că nu mai trebuie să cumpere 10-20 de planuri alimentare în funcție de situația în care se află și au economisit și timp, au învățat și niște chestii pe care le pot da mai departe. Și, într-adevăr, Aspectul ăsta ține, la final de zi, de etica persoanei care vrea să vândă sau nu ceva. Pentru că orice poate fi vândut. Corect. Absolut orice. Fie că e un produs infect, fie că e un produs extrem de calitativ, poate fi vândut. Și sunt foarte multe produse pe piață, indiferent de domeniu, care sunt excepționale. Dar nu sunt marketizate agresiv. Da? Și în același timp da, da, da. sunt foarte multe chestii ieftine și necalitative care sunt marketizate extrem de agresiv. Putem să da, nu uităm și către industria fast food-ului. Uh -huh. Că cea mai agresivă industrie din punctul de vedere al mâncării, mă refer la ieșitul în oraș, uh -huh. a în oraș, care e industria fast food. Fast food. Da, nu. Da, cam cam asta ar fi perspectiva mea asupra acestei probleme, că ține strict de etica persoanei care încearcă să vândă acel ceva. Dacă vrea să vândă ceva sau dacă vrea să învețe pe cineva ceva. Tot mergând pe acest principiu, Robert, și, bineînțeles, dorința de a învăța cu adevărat cum să își construiască un om propriul plan alimentar să știe ce reguli de nutriție să respecte ca să aibă uh, sănătatea optimă și, bineînțeles, să-și atingă obiectivul dorit, spune-mi, te rog din suflet, Robert, dacă ți ai pus vreodată întrebarea că poate există persoana care zice, bă, Robert, eu nu sunt dispus să învăț. Eu vreau doar să-mi spui ce să fac. Pentru că modul în care tu îți prezinți munca, evident, e raportat la pasiunea ta și obsesia ta, o pot numi, spre această industrie, da? Și automat, cred că în momentul când creezi un astfel de conținut, adică un ghid de nutriție, te aștepți ca și interesul persoanei să fie acela de, bă, chiar vreau să învăț. Da? Pentru că, practic, creezi o anumită, o adevărată platformă, un adevărat, un adevărat conținut care să presupună că, bă, ai de depus muncă ca să poți să înveți cum să mănânci. Și știți cei sunt ceilalți oameni care zic, Robert, eu nu vreau mă să învăț. Eu vreau să am părerea specialistului, dar făcut într-un mod explicit, ca mie să fie cât mai ușor să urmez ceea ce tu vrei să fac. Acum, cum ne raportăm la utilizator din punctul ăsta de vedere? Având în vedere că am avut până acum sute de persoane pe mână și, automat, nu toți au fost foarte cooperați din punctul ăsta de vedere. <laughs> De foarte multe ori când era vorba de cineva tânăr, uh -huh. pentru că mă raportam întotdeauna la persoana respectivă, Ui, ce face persoana respectivă, cu ce se ocupă, e dispusă să învețe, are timp să învețe? Dacă persoana respectivă era dispusă să învețe uh -huh. și avea contextul facil pentru asta, ziceam, trebuie să abordăm problema din punct de vedere educativ. Ok. Adică... Le spuneam, trebuie să citești ghidul de nutriție, trebuie să, să discutăm despre stilul tău de viață, despre jobul tău, cât de mult poți să te antrenezi, cum poți să te antrenezi, ce experiență ai, deci depinde foarte mult de context. Automat, persoana persoanei respective o să-i fie și mai ușor să folosească aplicațiile de tracking, de exemplu, uh -huh. pentru că sunt esențiale. Până uh -huh. Singura garanție pe care poți să o ai cu cineva că poate să slăbească este să facă tracking. Deci nu se pune problema, doar acolo procesul este garantat. Ei, și acum ne ducem către alte persoane. Poate vorbim despre cineva mai în vârstă care nu mai are același timp și nu mai este dispus să, să facă trekking, sau poate nu știe cum să facă tracking. nu are o disponibilitate. Chiar și așa va trebui să citească și să-mi înțeleagă perspectiva, dar la persoana respectivă nu o să mai vorbim despre atingerea garantată a obiectivului, ci vom vorbi mai mult despre damage control. Adică vom încerca să reducem factorii negativi, să eliminăm sursele de alimente care pot fi. Nocive, să spunem așa, pentru atingerea obiectivului persoanei respective, să încercăm să controlăm cât mai mult obiceiurile proaste. Să învățăm persoana cum să se odihnească, cum să se hidrateze, chestiile astea basic. Uh -huh. Ce înseamnă o sursă de proteină, ce înseamnă o sursă de carbohydrate de calitate, grăsimi, care e diferența dintre grăsimile bune grăsimile rele, cât de importante sunt fibrele Adică aspectele astea le vom aborda într-un mod așa mai, mai light De exemplu, cum, cum lucrez cu persoanele de genul ăsta Le spun să facă poze cu mesele Și poate dacă observi eu ceva ciudat Întreb și despre ingrediente Ai Cât ulei ai folosit, ce ulei ai folosit Nu că ar fi ceva extrem de rău că folosește ulei, știi? Um, și acolo o să-i zic Aș vrea să reduci cantitatea de Sau aș vrea data viitoare să adaugi acest ingredient Sau să elimine acest ingredient Baby mm steps. -hmm. Exact, exact Și ne raportăm la chestii mult mai simple dar într-adevăr, n ai nicio garanție sau chiar dacă ai garanția, garanția, chiar dacă ai vrea să ai garanția singura garanție pe care o să ai este că poți să controlezi asta spunându-i Mănânci mai puțin, mănânci mai mult uh -huh. și vedem ce se întâmplă. Uh -huh. Și persoana respectivă se cântărește, acum din nou, depinde și de obiectivul persoanei, da mulți la o anumită vârstă își doresc să fie sănătoși. Exact. Și lucrurile sunt super simple din punctul ăsta de vedere. Culmea. Culmea, culmea că oamenii se gândesc că a fi sănătos e greu, dar sănătatea se cuantifică în primul rând în stare de bine. Și apoi, într-adevăr, în niște analize de sânge. Dacă analizele de sânge și poate niște analize de specialitate arată bine, ecografii abdominale, EKG-uri, um, poate niște marcări hormonale, special la bărbații peste 40 de ani. Uh, dacă asta arată bine și tu te simți bine, într-adevăr ești sănătos. Și eu ca să ajung acolo, mi este foarte ușor. Adică mă asigur că nu mai mănânci la fel de procesat uh -huh. sau mă asigur că uh, prioritizez proteina și fibrele știusele de grăsime bună și poate ocazional te mai las pe modelul flexible dieting mănânci 80% curat între ghilimele, după cum îți zic eu și 20% te mai las ocazional să mănânci cum vrei tu uh -huh. dar n-ar fi acele cheat days sau cheat meals, pentru că nu prea sunt de acord de obicei să zicem că am pe cineva care contorizează, ca să o și închei cu subiectul ăsta dacă persoana respectivă contorizează și e în medie la 3000 de kilocalorii și într-o zi zice vreau să fac și eu un cheat day, nu un cheat meal Păi de la media de 3000 de kilocalorii, mă rog într-o medie de 3600, de 3700, că ai mâncat într-o zi 5, uh, 5000 de kilocalorii. Uh -huh. Sau uh, apare și sindromul de dezinhibare, dacă cunoști conceptul. Sindromul, nu, te rog. sindromul de dezinhibare este te rog, te rog. este un fenomen psihologic foarte des întâlnit. Sunt persoanele care țin o dietă, sunt okay. foarte stricte și se simt chiar bine, poate chiar uh, le uh, își ating obiectivele, adică primesc și feedback din oglindă, primesc și feedback pe partea de stare. Au firmarea, Da, că exact, 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 exact. Da. Și la un moment dat îi, îi spun, hai să fac un cheat, da? Și fac citul respectiv. E, odată ce ai făcut cheat respectiv, începe să intervină sindromul de dezinhibare. Am făcut un cit, n-a fost așa de rău, nu m-am nu îngrășat, hai că pot să mai fac unul. Hai că pot să mai fac unul. Și tot așa. Și la un moment dat când te duci la cumpărături, nu ești foarte, foarte atent la ceea ce faci cum erai în mod normal uh -huh. și te trezești în, în coșul de cumpărături că ai mai trădit o ciocolată, că ai mai trădit o înghețată. Uh -huh. Lucru care nu este rău, dar când devine un obicei, te, te va afecta foarte, foarte mult din punctul de vedere al atingerii obiectivului. Adică asta o să confirme orice antrenor, orice uh -huh. nutriționist. Știi? E ok să mănânci așa, să mai ai niște trituri dar să ai mare grijă să fii foarte mindful la acest sindrom de dezinhibare, pentru că de cele mai multe ori oamenii care au obiceiuri excelente, când se dezinhibă puțin, încep să-și piardă disciplina, odată cu pierderea disciplinei, e, 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 un drum foarte, foarte abrupt, dar din nefericire în jos, știi? <laughs> ok, da. panta descendent aici. Da, va fi foarte greu să revii pe traic uh, simt, Robert, că îmi povestești din experiență acest aspect Mm, din experiență ca antrenor nu. Dar și ca atlet Asta vreau să ating că... că ai avut un moment de genul ăsta, Robert În care, exact cum ai spus-o tu Obiceiurile excelente te duceau spre progres Te duceau spre atingerea obiectivului Și o putem numi un punct de relaxare, de Să-ți fi intervenit în viață și de acolo Să trebuiască să-ți dai seama de fapt ce se întâmplă Sau oare ai descoperit acest... acest Sindrom al de din pricina exclusivă a antrenorului și raportat pe clienței dați seama de acest aspect? În mare parte m-am raportat la client, dar uh -huh, uh -huh. uite, hai să zic ce s-a întâmplat în penultima pregătire versus ce s-a întâmplat în ultima pregătire. În penultima pregătire, am mai avut ocazional niște cituri între ghilimele dar contorizate. Adică mă aflam în aceleași localii și în aceeași macro. Ok. Ok? Automat. Îmi spuneam, hai că e ok atâta timp cât mă mențin acolo, dar problema e că acele mese care erau cituri, deși erau încadrate în macro și în kilocalorii, automat nu erau la fel de sățioase. Uh -huh. Pentru că una e o pizza vegană, care ar avea vreo 30 de grame de proteină, 70 de grame de carbo și 30 de grame de grăsini, alta e să-mi iau aceleași macro cu multe leguminoase, cu mai multe legume, cu sursa de carbohidrați mult mai voluminoasă din nou. Sau poate aveam o sursă mai fibroasă din punctul ăsta de vedere. E, și pe ultima pregătire din punctul ăsta de vedere, automat, având aceste mici deraieri, să zicem așa, nu mi-a asigurat victoria. Am avut două locuri doi la mondiale, 2022. 2023 am zis, voi face tot ce pot în off-season, voi face totul cât să mă, cât să mă simt ok, dar restul, când am început pregătirea, și mulți îți pot confirma treaba asta, am fost efectiv robot. Deci, nu a existat zi în care să nu am caserolele. Principalul lucru pe care îl făceam era să mă mulez în funcție de două lucruri. Uh, de, de, două principii. Uh -huh. Să am mâncare întotdeauna și să... <laughs> o să te Și să mă gândesc unde dracu e cea mai apropiată toaletă, pentru că în pregătiri mă duceam foarte des la toaletă. Dar, urinez Deci -de totdeauna unde mă duceam Băi, să fie toaleta acolo Nu exagerez Dacă plecam la drum o oră Mă opream de cel puțin două ori undeva să mă duc la toaleta Adică în, în final de pregătire Cel puțin Așa, dar în, pre în această pregătire finală Care Să te rog Un moment omoristic În platou, Dar de imediat Uh, te rog, enorm în pregătire, Robert Așa uh, Dar în rest Nu am, nu am făcut niciun cit. Poate că mă credeți, poate că nu mă credeți Nu am făcut niciun cit, Nici contorizat, nici necontorizat Totul a fost ca la carte Și rezultatele au fost În directă proporționalitate cu ceea ce am făcut Acum referitor la clienții mei eu am mai făcut și greșeli, știi, adică nu o să zic vreodată că nu greșesc și eu din punctul de vedere al pregătirilor. Dar greșelile pe care le-am făcut eu au, au fost că m-am așteptat de la clienții mei să fie la fel de roboți ca mine. Și nu toți au reușit să facă asta. Adică eu sunt foarte rece când vine vorba de chestiile astea, dar sunt mult mai experimentat decât ei. Și deși le-am spus, băi, fiți foarte atenți, dați-mi feedback, nu vă simțiți bine, spuneți mi e ceva în neregulă. Și găsim o soluție Da. Dar multor le era teamă Adică ei se gândesc că dacă îmi spun Bă vreau să fac un cheat Că s-a terminat, îi dau afară sau ceva de gen Nu, sunt nicio formă Adică eu sunt o ființă umană la final de zi Permite-te rog Robert Exact asta a fost situația în Care am discutat-o cu prietenul nostru Ciprian Petre, te salutăm Care în momentul când eu am avut o interacțiune Cu un client din online Care m-a abordat și a spus Că vrea să devină client în fine Întrebarea era simplă. L-am întrebat unde ai dat de mine, cum, unde m-ai văzut. Și mi-a spus, mă, eu te urmăresc pe tine, pe Robert și pe Cipri din industrie. Și zice, eu am vrut să lucrez cu Robert, dar el e așa, cam dur, e cam aspru, e cam acid. Nu prea am vine să lucrez cu el. Okay. <laughs> și aici vreau să ajung, de fapt, Robert. Uh, tu mi-ai confirmat mai devreme că ai așteptarea cumva de la oamenii tăi să fie la fel de roboți, în ghilimele, precum ești și tu. Uh, această veridicitate cu care exprimi și transpui tot contentul și felul tău de om de a fi, poate pentru unele persoane este prea mult. Da, nu neg asta, dar din nou, nu e vorba că mă aștept să fie așa. Dar dacă ei nu-mi spun nimic, am senzația că e așa. Știi? Da. De asta este foarte, mi se pare că e cel mai important lucru când vine vorba de pregătiri. Feedback-ul. Bun, tu poți să apelezi la cel mai titanic antrenor de pe planetă. Nu contează, dacă nu-i dai feedback și el îți trântește dieta aia și ești în deficit deja de 5 luni și nu mai faci față și zici, mama, a doua zi trebuie să mănânc ceva, că nu, nu se mai poate. Adică, antrenorul respectiv, dacă chiar știe ce face, îți va crește puțin caloriile, îți va crește puțin macronutrienții și va înțelege că nu mai faci față. Și acest lucru te va ajuta mai mult pe termen lung, pe parcursul pregătirii, decât dacă ai respectat totul cu sfințenie. Dacă la un moment dat corpul tău începe să lupte împotriva ta, încep să apară adaptările metabolice și odată ce au apărut adaptările metabolice, poți să faci tot ce vrei poți să mănânci 2000 de, 2000, 1200 de kilocalorii ca bărbat la 100 de kg nu o să mai slăbești o să fii o legumă de asta e important ca uh, clienții tăi să-ți dea feedback să zică nu mai fac față și când tu primești feedback-ul ăla dacă ești antrenor capabil vei ajusta macronutrienții vei, aj vei ajusta kilocaloriile cât să-i fie mai bine dar nu vei face asta o zi, două Îi crești câteva zile media și automat organismul va reacționa își va da seama că poate să ardă mai mult iese puțin în adaptările metabolice și din acea o pantă descendentă, redevine o pantă ascendentă, da? din punctul de vedere al progresului. Putem spune aici, Robert, că este comunicarea, pironul tău, fundamental în, în raport cu orice colaborare pe care o ai? În pregătiri, da. În special. În afara pregătirilor, deși este esențială comunicarea, e mult mai ușor ca un om să-și atingă obiectivele când nu se pregătește pentru un concurs. Pentru că dacă doar vrea să slăbească, mi se pare, zic sincer, mi se pare fenomenal că la nivel global e o problemă cu obezitatea, dar slăbitul e cel mai simplu lucru. Deci, e literalmente cel mai simplu lucru. Dar doar când este abordat cum trebuie. Dacă tu începi din surplus, te duci direct în deficit, automat o să slăbești câteva zile, dar după apare eu iu în fine, e o discuție complicată. Ce vreau să subliniez este că slăbitul e cel mai simplu lucru pe care îl poți face cel mai greu lucru pe care îl poți face din punctul de vedere al obiectivelor este să pui masă musculară, pentru că implică un proces extrem de lent și e de lungă durată automat. Și o chestie tot așa relativ simplă, e ce am menționat mai devreme, să fii sănătos. Dar, din nou, chiar dacă este simplu, oamenii trebuie să respecte niște chestii. Contorizezi, nu contorizezi. Îmi trimis poze, nu îmi trimis poze. Îmi spui când te simți bine, îmi spui când nu te simți bine. Că mulți se gândesc, a, sunt în proces de slăbire, trebuie să mă simt rău. Nu e adevărat. Dacă ești la 20%, la 20 body fat, automat o să te simți ok în primele 10 săptămâni, 12 săptămâni ale procesului. Dacă nu ajungi la 10% body fat, nu prea mai merge treaba așa de simplu. Adică mie mi-e super ușor să ajung cu cineva de la 20% bari la 12%, la 10%. A uh -huh. partea complicată e când intrăm în faza aia de pregătire. Și când intrăm în faza de pregătire, ți-am zis, e vorba strict de feedback-ul lor. Dacă nu-ți oferă feedback când nu se simt bine, eu o să cred că totul merge bine, că sunteți roboți. <laughs> Și automat o să consider că nu e necesar să modific. Eu cel puțin am abordarea de a contoriza la 14, de a face cechinuri la 14 zile, întotdeauna îi întreb cum se simt. Uh, odată la 3-4 luni facem analize de sânge, uh, indiferent de obiectiv, fie că vor să se simtă bine, fie că nu. Uh, mai am și aspectul referitor la kinetoterapie și de exemplu, când vorbim despre o hernie, îi cam cer clientului să facă un RMN uh, sau poate o ecografie de moi. depinde de patologie în general. Mai fac și niște evaluări funcționale, dar fără chestiile astea n-ai cum să modulezi procesul și automat oamenii se gândesc, mamă ăsta mă pune să fac și remene, ăsta mă pune să fac și check mă pune să uh, îmi fac analize de sânge, ce dracu vrea să de la mine. Exact, lucrurile sunt simple, vreau ca totul să fie în regulă. Dacă tu crezi că sănătatea se poate obține fără să știm niște chestii de în grupă alb, sau că poți să-ți atingi obiectivele în mod sănătos fără să știi niște chestii negru pe alb, nu, nu avem ce discuta. Și aici chiar sunt rece, sunt agresiv din punctul ăsta de vedere, pentru că dacă apelezi la mine, trebuie să te aștepți că îți vreau binele. Și dacă îți vreau binele și problema e gravă, o să cam tai în carne. În sensul că o să te pun să faci niște lucruri. Nu că o să fie abordarea agresivă, că nu o să fie. Mulți au senzația că sunt foarte agresivi din punctul ăsta de vedere, că mă aștept la rezultate garantate. Nu e așa. Dar într-adevăr o să vreau ca persoana respectivă să fie dispusă să facă și niște lucruri. Că dacă tu îmi vii mie cu o problemă, de exemplu, uh, ai testosteronul 5, am nanomoli pe decilitru și te afli în the lowest end, cum dracu o să contorizăm treaba asta? Va trebui să faci analizele o dată pe lună, cel puțin testosteronul liber și total. Că vom suplimenta, că vom altera, altera că vom modifica nutriția. Bun, asta e chestii împătute în cuie, deja nimeni nu se pune problema să nu abordăm lucrurile astea. Dar trebuie să avem și cuantificare, exact. ca să știm unde dracu mergem. Știi? Și aici e supărător că oamenii au senzația că mă pune asta să se fac senzația că am miliarde. Știi? <laughs> Îi mă pun și un în locul lor, că e adevărat, nu zice nimeni că life happens și nu putem să avem toți buget nelimitat pentru analize, nu putem să avem toți buget nelimitat pentru mâncare de calitate, pentru suplimente, dar mă aștept ca oamenii să înțeleagă că dacă apelează la mine, băi, Robert nu e totuși un robot și atât. Robert îmi vrea și binele. Că dacă nu mi-ar vrea binele, automat de ce aș apela la el? Știi, și o e o antiteză. E ciudat că unii, mai, unii oameni mai apelează la mine, dar nu țin cont de ceea ce le spun. Am avut parte și de asta, și nu cred că exista antrenor să nu fie avut parte de asta. Asta, punctul ăsta am vrut să-l ating și eu, Robert, dar înainte de asta vreau să fac o clarificare. Robert sportivul este robot. Da? da? Robert antrenorul, cred că denotă altceva. De fapt, asta am vrut să lămuresc împreună cu tine. Pentru că nu există persoană mai bună să sătrept decât tu, și atunci de aici se cred că și perspectiva asta. Dar, uh, raportul de Robert la uh, situația cu clienții și foc multiplele puncte de control pe care ai legătură cu colaborarea cu ei, spunem te rog din suflet, sincer, fără să intrăm prea multe detalii dacă, dacă nu, nu ești de acord, dacă ai avut vreun client care te a mințit în legătură cu un punct de control, bineînțeles, fără să-i dăm numele. Dar vreau să știu dacă a existat vreodată o situație în care ți-ai pus la îndoială cunoștințele bazate pe feedback-ul lui, de fapt, știi, când le, 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 lipsea un element cheie de acolo. E, e amuzant pentru că pot să-ți vorbesc despre două tipuri de persoane. Te rog, te rog. Um, există persoanele care mă mint în pregătire, mm -hmm. care mai fac cituri. Și eu văd chestiile astea, dar nu le spun nimic. Acolo n-am ce să fac, știi? Adică, din moment ce mi-a treaba asta, eu de multe ori insist. Mă spunem, totuși, dacă s-a întâmplat ceva, dacă nu te simți bine. E, dacă nu-mi spune, e ok, încerc să, încerc să las lucrurile așa și continuă. Um, dar ai zis o chestie foarte importantă mai devreme cu oamenii care mă fac să mă îndoiesc de mine. Exact. Și aici m-am confruntat de-a lungul anilor cu mulți oameni. Care ori mi-au dat feedback greșit, și automat am considerat că abordarea mea este greșită, cel puțin din punct de vedere kinetoterapeutic, de exemplu, și am crezut că trebuie să adaptez, să modific protocolul, dar de fapt era nevoie de puțin mai mult timp și persoana respectivă se aștepta ca o hernie să se trateze într-o lună, de exemplu. Uh -huh. Dar au mai fost oameni care au venit la mine și aveau senzația că știu mai multe despre mine. Și în toate discuțiile pe care le aveam, deși apelează la mine, de, de ce apelezi la mine dacă tu consider că că eu nu știu ceea ce fac, de ce vii să-mi spui că știi tu mai bine? Și cu chestia asta se confruntă medicii, se confruntă și alți kinetoterapeuți, știi, că, cât nu caută pe Google. Cred că specialiști, în general, din orice domeniu, Robert, nu neapărat. Da, nu? Da, 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 clar, clar. clar. Și am avut cazuri care, cu care am avut discuții atât de lungi pe parcursul ședințelor, <laughs> încât la un moment dat stilul lor narrativ, fiind atât de încrezători că știu ce fac, mă fac pe mine să cred că greșesc. E deci că e efectiv un gaslight. un gaslight în adevăratul sens al cuvântului, știi? Și încep să mă simt idiot. N-am să mint. Deci efectiv n-am să mint. E o chestie care ține de, de experiență. Și Ajung acasă și încep să caut Pentru că eu așa sunt Deci întotdeauna când simt că ceva e în neregulă Încep să caut, încep să mă uit înapoi în cărți Am acasă teancul de cărți Fie că e vorba de kineto, fie că e vorba de prep Fie că e vorba de hipertrofie, de absolut orice Și întotdeauna când nu știu ceva Mă întorc la cărțile respective Am cărțile pe care le consider eu cele mai utile din punctul de vedere Și Verific și trau pagină, Mă ce dră Ce-a fost asta Știi? Și eu eram 100% sigur că am greșit. Și citesc. Eu am memoria pe termen scurt foarte ciudată. Sunt fenomenal pe termen scurt, dar pe termen lung îmi amintesc niște chestii din foarte obscure, știi? Okay. Niște detalii foarte ciudate. De asta, în general, intru în niște detalii absurde ocazionale, că adică pot să despic pirul în 300 de mic. Și mă uit în cartea și văd. Am avut dreptate. Ne vedem a doua zi. Și a doua zi încerc să-i explic. Și intrăm în alt subiect, și se mai întâmplă din nou. Dar am observat că, din fericire, având în vedere că mulți dintre clienții mei uh, au încredere în mine, dar mai apar și cei uh, uh, Toma necredincioși. Apar, da, da? Da. Și când apar, apar în colectivul clienților, și automat mai discută între ei, și când pleacă persoana respectivă, mai aud de la un client care este mai încrezător, să spunem așa, în cunoștințele mele și îmi spune, mă cum ai tu atât de multă răbdare? Și zic, Păi e foarte simplu, dacă are dreptate sunt prost și trebuie să devin mai bun și trebuie să mă adaptez și dacă nu are dreptate voi veni cu o explicație să înțeleagă. Și am observat că deși apar clienții de genul ăsta, să zicem că apar 5 pe an, din ăștia 5 pe 4 reușesc să-i învăț sau să-i convinc că mă, nu e chiar așa cum spui tu. Știi? Asta dacă am dreptate, că dacă mă înșel, mai e și cazul ăla 1, sau poate au fost mai mulți de-a lungul anilor și le spun, m-am înșelat și mie nu mi-e teamă să spun că m-am înșelat și vom adapta protocolul. Și se schimbă la față de obicei și încep să înțeleagă că le vreau binele pentru că am făcut research-ul respectiv și chestia asta ar trebui să o facă orice antrenor, orice nutriționist, orice medic. Că nu putem să le știm pe toate, sunt atât de mulți oameni care se cred ace of everything, specialiști în biomecanică, specialiști în hipertrofie, cante, spre câți antrenori nu sunt așa? cât vă zic că și le știu pe toate. Și cât sunt oameni care vor spune, am greșit. Nu o să zic că nici drag chestia asta, să fim serioși. Există atât de puțini oameni care sunt dispuși să spună treaba asta, pentru că noi funcționăm pe bază de mândrie când vine vorba de industria asta. Și e păcat, pentru că putem să fim mult mai buni de atât. Și dacă am înțelege că sunt momente în viață când trebuie să ne înghițim mândria, am ajunge mult mai departe ca specie, nu doar ca cu oameni tot, din tot, industria fitnessului. Total de acord, Robert. Total de acord. Acum trecând puțin pe aspectul ăsta legat de clienți, sper că am lămurit, dragilor, că dracu nu e așa de rău, <laughs> precum, precum credeți unii, pentru că, bineînțeles, dragilor, e vorba de pur profesionalism cu care această persoană își exprimă profesia, iar dincolo de ceea ce vedeți, trebuie să înțelegeți că e vorba de înțelegere și asta am și vrut să punctez, referitor în primul rând la Tony, băiatul, <gântul> meu> clientul meu care l-a vrut pe Robert și m-a ales pe mine. Sper că te-ai lămurit acum despre ce este vorba, pentru că îți rămusesem dator. Acum, Robert, o perspectivă și o, o, o idee pe care vreau să o abordez la acest final de podcast este una dintre cele mai importante teme pe care le-am omis și în primul podcast, spre rușinea mea. Vezi ce înseamnă să nu am întrebările notate, dar datorită ție o să le am de acum spune te rog, din suflet, cum, mama dracu, pot să fii singura persoană din industria fitness care nu poate să-i dea nimeni cancel, efectiv? Pentru că aici, așa, aici, <laughs> într așa Robert, într-o... mamă să vezi acum cât ai, ce cruciadă ai început de oameni care împurică contentul. Exact. Bineînțeles, <laughs> asta o spun, Robert, în contextul în care de-a lungul conținutului tău au existat și video în care ai dat cancel la foarte multe persoane. Uh, unele chiar am ajuns să cred că fac tocmai content greșit ca să ajungă să apară pe canalul tău. <laughs> Știi? Uite aici vreau să să menționez o chestie. E o chestie pe care a recunoscut-o domnul Dr. Mihail, că la un moment dat a făcut un content special pentru a-i uh, agita pe antrenori. Adică a făcut o greșeală intenționat ca să primească câte mai, cât mai multe reacții. A făcut el un experiment. Și... Oare că chiar este un experiment? să zic, el așa, el așa susține. Și el este un om care, din ce am discutat cu un prieten de al dânsului, care m-a subestimat puțin din punctul de vedere al capacității mele de a avea o conversație cu el. Adică el cu gura lui a spus, uite mă, poți să vorbești cu Robert. Adică, el se temea că nu ai ce discuta cu mine. Știi? Și mă gândesc că sunt mulți oameni care poate nu îmi critică contentul pentru că le este teamă că nu am ce discuta cu ei, că sunt eu prea agresiv sau poate că uh, le e frică că voi avea un răspuns toxic. Poate și nu ești receptiv. Dar, dar depinde de persoană pentru că uneori. Când am reacționat la contentul domnului doctor Am fost mai agresiv Alteori am fost mai puțin agresiv Și uneori chiar am abordat tema uh, Satiric adică uh -huh. pe, pe un ton așa Mai decaterincă uh -huh. Dar ca să revin la subiectul în sine Am vrut să fac nota asta Pentru că mulți oameni se tem Că nu pot avea o conversație cu mine Pe de altă parte Având în vedere că am și rezultate că îmi și cuantific contentul și că încerc să las totuși niște uși deschise pentru interpretare, pentru că menționez de foarte multe ori că lucrurile pot fi așa. Eu foarte rar vorbesc în absolute mm, și sunt împotriva oamenilor care vorbesc în absolute și având în vedere că îmi fac contentul de așa natură cât să las niște uși deschise să înțeleagă oamenii că depinde de context, e cam infailibil într-o oarecare măsură și probabil că de asta... Eu am observat din nou că tot vorbeam la început de podcast că oamenii uh, care sunt mai educați au tendința să fie mai receptivi față de contentul meu și oamenii mai puțin educați sunt agresivi. De exemplu, dintre conflictele pe care le-am avut până acum, oamenii care au fost cei mai agresivi în am răspunde și le-am le, -am, le -am trântit ușa în cap, au fost cei mai puțin educați din industrie. Ei se știu foarte bine, nu o să le spun numele, știu ei foarte bine cine sunt. Chiar în momentul în care am filmat uh, acest podcast cu o zi înainte Am avut un, uh, un răspuns uh, filmat pentru un alt conflict uh -huh. um Să înțelegi despre ce este uh -huh. pot vorbi acum uh -huh. Uh -huh. Dar, uh, din nou, persoana respectivă este foarte puțin educată În subiectele pe care le discut Și, nefiind educată, a fost foarte agresivă față de mine Și a apelat la... Al face pe Robert într-un fel, a spune că e un amărât, a spune că e un neica nimeni, că e un nu știu ce. Al l Fără să abordeze ceea ce am discutat, dar cu toate astea a, a încercat să-mi conteste opinia, obiect opinia obiectivă, Ai înțeles ideea. Ai, a încercat să mă conteste, dar nu a abordat temele pe care eu le-am discutat. L-au abordat pe Robert, încercând să-l denigreze, dar lucrurile pe care eu le-am spus au rămas acolo în picioare, știi, nu le poți uh, contracara. Și o să vezi că o să fie amuzant, cel puțin, în punctul ăsta de vedere. Oamenii vor vedea între timp, probabil. Adică când iese acest podcast, probabil că deja este publicat. Uh -huh, cu siguranță. Da. De, asta, de asta punctez, Robert, iar dacă puțin. De asta punctez tocmai aspectul ăsta, pentru că de cel mai multe ori când oamenii au încercat să-ți dea o reply, sau când oamenii au încercat să vină cu o replică la uh, un posibil video al tău în legătură cu ce au ce spus ei, de obicei au atacat persoana, Robert, dar sub nicio formă veridicitatea sau, argum sau valabilitatea argumentelor pe care tu le-ai invocat în legătură cu prostiile pe care le-au spus ei. Știi? Și apun, lupta de fapt care e? Că oamenii nu sunt suficient de capabili încă să înțeleagă că informația, exact cum ai spus și tu mai devreme, este una eronată și trebuie să-și asume. Aici este de fapt ego-ul prea mare. Sau sentimentul asupra care Robert a făcut o reacție la un video de al meu și eu, înăuntru meu, știu că are dreptate, dar trebuie să-și zic și eu ceva de el, că altfel nu se poate să rămână așa. Da, și-au fost cazuri. Exact. Este, de fapt, cu adevărat ceea ce ei caută, pentru că pe mine, cu adevărat, mă amuză, să spun sincer. O, știu foarte bine la cine te referi, adică sunt 100% <laughs> convins că, că știu la cine te referi. <laughs> te rog. Um, ideea e că în momentul în care ai niște rezultate, că nu zice nimeni că... Persoanele care vorbesc despre contentul meu sau care îmi um, dau o replică la replica pe care le-am dat-o, așa, o contrareplică. Um, cu cât persoana respectivă are și ea niște rezultate, și cu toate astea nu este dispusă să-și înghită mândria, cum am spus mai devreme, cu atât răspunsul ei, persoana respective, va fi, persoana va încerca să găsească un context în care are dreptate. Da. Adică, știm, știm la ce. Ideea e că mi-ar fi mult mai simplu să, să vorbesc efectiv despre subiect, dar în orice caz. Ideea e că cel care mi-a dat o replică va încerca să facă în așa fel încât ceea ce a spus original să pară că e corect, chiar dacă a scos din context atât de mult încât să. adică deja vorbim despre alt subiect, știi? Da, și asta s-a întâmplat. Și ce mă frustrează pe mine foarte tare de la o vreme, că tot am vorbit despre alte, alte frustrări de ale mele, bine, asta e o frustrare minoră, dar chiar dacă că mă frustrează tare, mă frustrează tare că există, în sensul că mi se pare că nu e corect. Poți să dai jos foarte multe uh, videouri de pe TikTok folosindu-te de reporturile pentru bullying și harassment. Uh -huh. Și okay. chiar dacă în TikTok-ul respectiv, în videoul respectiv, nu, nu este vorba de bullying și harassment, este o, o temă strict obiectivă, TikTok-ul nu este guvernat, guvernat, moderat de persoane reale. Este guvernat, moderat de, uh, de unei AI no. sau de niște scripturi. Foarte rar o să ajungă contentul respectiv la o ființă umană Și mulți abuzează de treaba asta Și dau dau reporturi pentru bullying și harassment Acum că buba e pe de altă parte În sensul că dacă cumva eu reușesc să fac În așa fel încât să mi se pună din nou videoul Ce el nu știe și mulți nu știu din industria Tiktokului Este că videoul respectiv va fi bustat după Deci în momentul în care dai un report de genul ăsta Wow, da, 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 este bustat puțin Pentru că ei încearcă să compenseze faptul că videoul a fost Exact, exact Adică am greșit, da? hai să te ajutăm puțin Bun, poate că tu vrei să ți se urce la cap și ai i-am dat videoul jos lui Robert Dar dacă Robert face un can, o, o contestație și reușește S-a cam terminat după, știi? Și s-a întâmplat și treaba asta Da Știi, uh... Treaba cu uh, hate-ul ăsta, Robert, bineînțeles, tot timpul a fost gestionată din punctul meu de vedere, cel puțin cât se poate de vertical, cât se poate de asumat și cât se poate de detaliat de către tine, pentru că mă refer string din perspectiva ta. Acum, o întrebare pe care aș vreau să-ți o pun aici, Robert. Ce-o părut vreodată rău de cineva? Mă, mm. să știi că. De multe ori îmi pare rău, adică nu cred că a fost moment să nu-mi pară rău că a trebuit să fac un content de genul ăsta. Sunt foarte puțini care sunt toxici în adevăratul sens al cuvântului care mint pe față uh -huh. sau care greșesc pe față. Și chiar și în cazul persoanelor pe care le-am dat răspunsurile alea cele mai acide, tot mi-a părut rău. Adică îmi pare rău că se ajunge aici, îmi pare rău că trebuie cineva să filtreze contentul ăsta. Exact. Îmi pare, dar în același timp îmi pare rău că persoana respectivă a postat o mizerie și mizeria respectivă a făcut un milion de vizualizări. Pe păi asta e vreau să ajung, Robert. Îți pare rău de unul sau de acel milion de oameni care ascultă acel bullshit și îl asimilează ca fiind dreptul unul real, știi? Îmi pare rău și de omul care asimilează contentul, dar îmi pare rău și de persoana care a creat contentul respectiv pentru că nu a fost dispusă să se educe suficient cât să ofere o nuanță Hai să zicem corectă. Știi? Corect. Uite, un exemplu pe care ți-l pot da și mi-e ușor să vorbesc despre okay. asta este referitoare la Dorian Popa. Dorian Popa uneori mai este întrebat de anumite lucruri ce țin de fitness. Și unele dintre chestiile pe care le spune sunt corecte. A fost recent un video referitor la Tribulus. A, a, a fost întrebat de... ce cinci suplimente, da? cinci suplimente, da? da. În legătură cu care n-am vrut să zic mare lucru, dar la Tribulus mi s-a prins puțin uh, luminița, în sensul că... Uh, e puțin absurd să vorbești despre tribulus ca fiind un testo booster, când deja ne aflăm totuși într-o perioadă în care e atât de multă știință în spatele tribulus și atât de multe studii îți spun, bă, nu e bun de nimic pentru testosteron, dar o să-ți îmbunătățească libidoul și tu de la libidoul îmbunătățit o să crezi, mama, am testosteron acum 5.000. <laughs> și mulți iau foarte multe suplimente care le îmbunătățesc libidoul și au senzația că, mamă, ce testosteron am acum, sunt la sunt laturație maximă, pun 10 kg de masă musculară în două luni de zile. Și vezi tu, e o chestie înșelătoare, pentru că Dorian nu are timp să caute informația respectivă. În același timp, Dorian a recunoscut că folosește substanțe. El arată bine, dar nu arată atât de bine pe cât ar fi trebuit să arate, având în vedere că folosește substanțe și treaba asta ține de cât de mult a fost el dispus să se educe sau cât de mult a fost el dispus să apeleze la un antrenor bun pentru că deși el nu este rău intenționat, și nu am zis niciodată că ar fi Dorian rău intenționat, uneori mai dă niște informații care ar putea să afecteze portofelul altora, nu neapărat sănătatea lor, sau poate percepția lor asupra ceea ce fac, știi? Da. da. Și chestia asta e uite, de exemplu, feedback-ul pe care l-am primit referitor la acel video este că, și asta mi s-a părut penală, de mi s-a părut penală rău de tot, mamă, cât te chinui cu studiile și cu astea, lasă-ne, mă, să facem ce vrem noi. Păi, prietene, eu te-am ajutat să economisești niște bani sau poate să folosești un supliment mai bun. Ce este rău în asta? Că nu l am atacat nici pe Dorian, n am vorbit deloc despre, despre el, ci am vorbit strict despre suplimentul respectiv. Eu am încercat doar să, vă explic să le explic oamenilor că ar fi mai bine să folosească banii respectiv pentru altceva. Corect. Știi? Și ei au dat-o că, mamă, ce păcilar e ăsta. E fiesta, asta e. Exact, este exact acelor persoane, Robert, pe care le-am dat exemplu în, da. la începutul podcastului, persoane care nu sunt, de fapt, interesate. Da. Ci, bă, dacă Dorian spune și Dorian e vedetă și are apartenență și are cunoștințe, noi așa credem. În fine, că tot veni vorba de cunoștințe, Robert, o, un ultim subiect pe care aș vrea să-l abordez cu tine. Sper din suflet să existe un răspuns pozitiv din partea asta când o să existe, Robert, sau dacă o să existe vreodată oportunitatea unde, nu știu, să creezi o conferință, să prezinți, să ai o accesibilitate la public? Există un astfel de eveniment, există un astfel de proiect în ceea ce se întâmplă în viitorul tău sau există oare ceva unde oamenii trebuie să aștepte sau pot să aibă parte, pot să aibă loc? În momentul de față lucrez la două proiecte. Mhm. Uh -huh. Um, unul dintre aceste proiecte este un curs al hipertrofiei. Okay. Un curs care va fi anunțat uh, în curând, unde este disponibil, și etc. Dar, momentan, trebuie să mă concentrez pe cursul propriu-zis. Să înțeleg că, iartă, mă înțeleg că cursul va fi unul fizic? Uh, nu, va fi un curs online. Ah, ok, ok. Um, dar o să trecem și către ceva fizic acum. Undeva în iunie, pe 15-16 iunie, sper să nu, să nu greșesc data, urmează să fie Romanian Fitness Hub, unde urmează să am o prezentare cu privire la pregătirile pentru concurs. Wow! Mituri, greșeli și concepte fundamentale. Wow! Și acolo, într-adevăr, poate să vină oricine și să urmărească prezentarea. Într-adevăr, este pe bază de bilet, este o convenție în mare parte pentru antrenori, dar oricum mulți dintre oamenii care se uită la noi sunt antrenori. Și Cam ăsta ar fi un proiect uh, cu un curs fizic să zicem așa, urmează să mai țin și niște seminare pentru posing pe partea de IMBA pentru că vor, vor veni naționalele din nou și din nou uh, foarte important pentru cei care vă uitați, pentru că sunteți și oameni care concurați, pregătiți-vă pentru concurs, alegeți-vă antrenorul, nu mai e foarte mult timp, în octombrie avem naționalele cu 5 carduri pro. Cu, uh. cu premii în bani S-au schimbat puțin lucrurile da. Serios? Cu premii în bani? Da, avem și premii în bani Avem și carduri pro și Wow, Ce automat. tare, ce tare Felicitări, da. felicitări Robert felicitări. Nu trebuie să mă felicitați pe mine Pentru că eu n-am nimic de a face aici Și domnul președinte al federației Adrian Zvedonec Care s-a ocupat de toate treburile astea Și a investit sufletul și inima în uh, această federație deci lucrurile arată din ce în ce mai bine pentru bodybuilding-ul natural față de ultima dată când am avut discuția și ultima dată n-a fost așa, a, a, trecut așa de mult de când am avut mm -hmm. discuția respectivă. Mm -hmm. um, da, și urmează să țin și aceste seminare și poate că pe viitor voi face și un curs fizic, dar momentan sunt până peste cap. Și ca să fac și o paranteză către planul personal, anul ăsta nu voi concura, că poate ai fi vrut să știi detalii și despre asta. În schimb, în 2025, să vă țineți bine de, uh, de posing trunks, pentru că voi participa cel mai probabil și la naționale, și la europene, și la mondiale, și la univers, și la olimpia. Voi încerca să am wow. un an. Wow. O să încerc să am un an în care cel mai probabil voi avea cele mai mari, cele mai mari șanse să nu apuc anul 2026. <laughs> Dar da, o să-i dau o turație maximă, pentru că vreau să văd ce se întâmplă în momentul în care îmi pun toată pregătirea în joc, toată viața în joc și. Da, îi urez baftă iubitei mele. Dacă ai, mă va suporta. Corect, uite, uite ce, ce, ce bine ai făcut trecerea Chiar asta aveam să te ajutăm -și, și eu. O întrebare pe care nu mi-am permis să o pun în primul podcast datorită faptului că tu n-ai avut cum să se mulțumești. Glumesc, dragilor. Glumesc, bineînțeles. Dar spunem te rog, din suflet, Robert, așa, cu o ușoară tensiune crescută în prealabilul acestei întrebări, spune te rog, de suflet, cât de importantă e prezența unei iubite care este suficient de epatică încât să fie un sportiv de asemenea calibru. De asemenea calibru? Nu, cred că e important. Calibrul. Este pentru că ești campion Olimpia și asta o spun eu, da? Mm. Și vorbim de o persoană care știe ce face și cu siguranță o face foarte bine. Dar cât de importantă e susținerea, cât de importantă e prezența unei femei care să înțeleagă cu adevărat ce înseamnă un astfel de bărbat și, în primul rând, sportiv. Nu, no, acum trebuie să ne punem puțin și în locul lor, că e foarte greu. Și ca bărbat și ca femeie, când ești în pregătire, devii o persoană aproape insuportabilă. Adică în afara faptului că ți este afectată viața sexuală 100%, nu mai ești același om, devii foarte tăios, de vorbești mult mai puțin, vrei să te vezi mai puțin cu persoana respectivă, dar bine, nu e propriu spus că vrei. Și pur și simplu nu mai ai aceeași tragere de inimă, pentru că nu mai poți. Cu cât e pregătirea mai intensă, cu atât să fie mult mai greu. Și, pardon, într-adevăr, contează foarte mult ca persoana respectivă să fie empatică și contează foarte mult să înțeleagă procesul în sine cât de dificil e și cât de mult te afectează, dar în același timp, din fericire, am avut parte de o persoană care a înțeles în totalitate ceea ce fac și nu știu dacă a fost din vina mea, dar aparent am inspirat-o să concureze Wow! Felicitări! Cine... Un succes! Da, Pentru... să. <laughs> să vedem cine va avea nevoie de. <laughs> Dacă eu sau ea. <laughs> uh... Din nou, nu am împins niciodată pe nimeni de la spate să concureze, cred. nici măcar oamenii pe care îi consideram cu un potențial imens. Mi-am dorit întotdeauna oamenii care apelează la mine să aibă o motivație din interior. No. No. Și da, acum că se va întoarce roata voi avea o experiență și mai mare cu privire la asta, dar ca să-ți răspund la întrebare e extrem de importantă, adică dacă persoana respectivă nu empatizează cu tine și nu înțelege procesul, cel mai probabil relația va fi terminată. Fer, corect, corect și îți mulțumesc din suflet că ai împărtășit asta cu mine, Robert. Acum, pentru ultimă salutare către audiența noastră, o concluzie după acest podcast, Robert, referitor la ceea ce am vrut să transmitem. Cred că mai mult decât în primul podcast, s-au pus foarte multe semne de întrebare și implicit s-au lămurit în acest podcast, dar mai important decât tot, spunem te rog din suflet, Robert, dacă va exista în continuare un astfel de conținut educativ, pentru că oamenii vor asta. Și tendința este să ne ducem într-un content care are mai multe vizualizări. Din păcate sau din fericire, contentul asupra căruia ne raportăm la alți influenceri este vizualizat mai mult. Acum, tu încă ești o persoană care transmite content educativ și content care poate fi asimilat cât mai ușor. Spune-mi, dacă există un mesaj pentru audiența ta pe care vrei să-l transmiți exclusiv sau îi lăsăm să vadă ce urmează la canalul tău de YouTube. Ce am vrut să schimb eu față de ultimii ani a fost abordarea asta <coughs> agresivă față de oamenii pe care vreau să-i critic. O să încerc și cred că am, am domolit puțin lucrurile din punctul ăsta de vedere, o să încerc să mă concentrez mai mult pe aspectul uh, educativ, pentru că, deși am avut niște conflicte în trecut, conflictele respective au fost mai mult pe lămurirea conflictului în uh -huh. sine decât pe partea de educație. Uh -huh. Dar în ultimele conflicte pe care le-am avut, m-am concentrat să ofer și niște știință și niște chestii obiective. Cam asta ar fi mesajul: că urmează să, să o iau mai ușor, nu pentru că mă tem de backlash, pentru că nu m-am tem niciodată de backlash, uh -huh. dar o să mă concentrez mai mult pe un content critico-educativ. Uh -huh. Adresa mai mult informației decât persoanei, pentru că am observat că oamenii. Tind să creadă că mă interesează mai mult să, să corectez persoana decât să corectez informații. Uh -huh. Da, cam asta ar fi referitor la content. Și un mesaj pentru ceilalți. Da, la data trecută le-am spus că motoul meu este prețul disciplin, prețul uh, excelenței este disciplina. Um, nu s-a schimbat asta, nu cred că se va schimba <laughs> niciodată. Um, sper să fiți cât mai buni să fiți cât mai buni cu voi, cu oamenii din jurul vostru și să realizați că cel mai important este să lăsați ceva în urmă, nu să câștigați voi cât mai multe. Explicit, ca de obicei, și îți mulțumesc de suflet, de Robert, încă o dată pentru prezența acestui la acest podcast. Eu am fost Igor, dragilor, vă mulțumesc din suflet că ați rămas până aici, alături de mine în această discuție cu enciclopedia bipeda a fitness nostru din România și, bineînțeles, mă simt onorat și mândru să fiu la această masă cu el. Vă promit că încerc să-l mai aduc pe Robert la o a treia parte în care să povestim despre multe aspecte și mai dure și mai puțin dure, dar până la alta, eu a fost Igor, acesta a fost podcastul și vă mulțumesc din suflet de vizionare.